Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului și în această seară am alături de mine un invitat bun care va face treabă la Consiliul Județean. Asta deoarece se află pe lista de uh, candidați din partea PSD la uh, acest for de conducere uh, de la Județ. Vorbim uh, în această seară cu domnul Gabriel George. Bună seara, domnule Gabriel George. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc pentru aprecieri. Dumneavoastră sunteți cunoscut atât pentru activitatea din PSD cât și pentru cea de la Mimprest Sunteți fostul director al Mimprest Serv, o subunitate a CEO care a rămas acolo pe frontispiciu În ciuda problemelor pe care le-a avut, ați ținut lucrurile sub control Domnule George, v-am invitat aici în calitate de candidat al PSD la Consiliul Județean Faceți parte din echipa domnului? lui Cosmin Popescu, o echipă valoroasă, din ceea ce am văzut eu în lista de candidați, de ce la Consiliul Județean, domnule George? Păi știți bine că de-a lungul timpului, după ce am fost consilier municipal, mandatul 2012-2016, mi-am dorit foarte mult să particip, să fiu pe lista Consiliului Județean și în mandatul trecut, dar n-am apucat atunci. Am fost pe lista Consiliului Municipal. Uh, am spus tot timpul că dacă colegii au încredere în mine și uh, îmi vor da un gir, îmi vor da girul, să pot să, să fac parte din uh, lista Consiliului de Fean, o să m-aș fi bucurat la vremea respectivă foarte mult. Acum, uite că mă bucur că sunt pe lista respectivă și mai mult decât atât sunt, sunt și pe un loc uh, eligibil. Uh, îi mulțumesc domnului Cosmin Popescu pentru că a avut încredere în mine, că bineînțeles că dumnealui a făcut echipa și faptul că suntem, eu zic că suntem o echipă foarte echilibrată, cel puțin în primele 16 locuri suntem oameni care am făcut ceva sau a rămas ceva în urma noastră pe unde am trecut, mai mult decât atât după locul 16 sunt foarte mulți tineri, este prima dată când PSD-ul face așa ceva și mă bucur acest lucru, s-a luat hotărârea să se sprijine tinerii pentru că nu, trebuie să recunoaștem, să ne recunoaștem și problemele noastre din trecut. Nu s-a întâmplat așa ceva până acum. Și este momentul să arătăm tuturor că ne bazăm și pe tineri, pe generația tânără, pentru că este generația de viitor și trebuie cu sprijinul nostru să încurajăm să avem un schimb pe mai departe. Să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat până acum. Și mă bucur că este o echipă echilibrată uh, pot să spun că toată lista este o echipă echilibrată, pentru că anul ăsta, sau cel puțin în mandatul trecut, dacă știu eu bine, cred că s-a ajuns locul 34 să fie deja în Consiliul Județean. Nu se știe ce se întâmplă pe parcurs, poate să unii dintre colegi vor merge de către Parlament, poate alții vor să ocupe locuri, locuri prin ministere, deci ne putem duce destul de mult cu, Potențialii consilieri județenii. Deci, spuneți dumneavoastră că lista eligibilă nu se oprește la locul 16, asta deoarece, no. în timp, poate coborâ mult mai mult, inclusiv la acești tineri care se află pe lista de. Exact. Eu candidati. sunt convins, sunt convins, chiar discutam cu colegi de ai noștri primari, cu state vechi, și pot să dau un exemplu, domnul Adică în și spunea. La cum e trendul acum în județ, sunt, sunt, zicea el, sunt convins că o să luăm consilieri mai mult decât am luat acum 4 ani. Același lucru cred eu. Pentru că vedem ce se întâmplă în campanie, suntem. Am, eu cel puțin m-am axat foarte mult pe zona Tizmana, răspunde 12 localități, dar m-am axat foarte mult pe zona Tizmana pentru că este un oraș, este un oraș cu un potențial foarte mare. Pentru că am fost în campanie și. Chiar discutam cu colegii mei, poate că nici Runcu nu are uh, peisajele care le are Tizmana și este păcat că nu sunt exploatate, nu sunt întreținute. Uh, vă dau un exemplu: zona Soodol este o zonă fantastică, fantastic de frumoasă. Și sunt oamenii, efectiv, sunt oamenii lăsați de izbăiești acolo. Actuala administrație nu s-a întors cu ochii deloc către ei. Uh, foarte multe minciuni în uh, cei doi, în cele două mandate. Este zona vulcene, zona, zona lăzăronilor, cum e cunoscută acolo, care nu știu dacă a fost vreodată pe acolo, dar în momentul când ajungi în, în deal acolo sus, în vârf, sunt niște peisaje fantastice. fantastice. Da, dar aveți mare avantaj că aveți un candidat foarte bun acolo la Tismana. Exact, uh, este domnul, domnul Remeta. Eu chiar le spuneam colegilor mei că mă bucur că este domnul Remeta și nu este domnul Slivilescu. Pentru că știți bine, domnul Slivilescu, printr-o minciună care nu l onorează, a ieșit din spațiu public pentru spațiu politic pentru o perioadă foarte scurtă și a dat o demisie la. sau a prezentat o demisie la noi la sediu, a spus că nu va mai face politică niciodată, că nu va mai fi implicat politic. Și noi ce să aflăm că peste două săptămâni s-a dus către PNL. Mă rog, este foarte, la dumnealui, foarte ciudată atitudinea și vă spun sigur că am și discutat la un moment dat cu lui. și într-adevăr asta spunea nu vreau președinția PSD Tismana, nu voi mai candida, mă retrag, Este fac o persoană... un pas înapoi și până la urmă să vedem că se întoarce tocmai la partidul la cu care el a avut probleme în momentul în care era viceprimar. Exact, este o persoană care nu i place să -i implice. Drept dovadă și ce s-a întâmplat în Tizmana pe timpul mandatului dumneului. Pentru că eu știu clar că parlamentarii noștri PSD Efectiv îl luau de mânuță să meargă cu el la ministerie Și nu voia să meargă ca să atragă fonduri pentru comunitate Și este, este păcat Este păcat, este păcat, păcat pentru că e un oraș Pentru că orașul Tizmana merită mult, mult, mult mai mult decât i s-a oferit de administrație din ultimii 16 ani Și colac peste pupoză constatăm că cele două administrații care au condus tismana în ultimii A 16 ani, s-au unit acum primar și viceprimar și merg în echipă. Păi da, ce foarte ciudat. Și am ce că să, și înțeleagă am ce să înțeleagă Ce Uimită. Exact. Toată lumea e uimită. Deci știi că n-ai făcut 16 ani și îți mai și dai mâna sau uh, mergem până acolo sau în ghilimele s-au înjurat și 12 ani și acum se pupă. Nu neapărat s-au -au și înjurat, dar uh, au fost adevărate probleme acolo în primărie, când uh, actualul candidat al PNL era viceprimar și nu era lăsat, spunea dânsul, să facă treabă. Uh, și acum era o să o facă victimă a fostului primar, ca acum să meargă de mână în campanie, este destul de, de ciudat. Dar. Până la urmă, PSD a găsit soluția în domnul Remetea. A găsit soluția, eu zic că soluția câștigătoare, pentru că mergând în campanie cu dumnealui și echipa de consilieri pe care dumnealui și-a ales-o, constatăm că lumea s-a întors cu privirea către noi. Vrea o schimbare, vreau oameni tineri, pentru că majoritatea sunt tineri, sunt până în 45 de ani pe lista de consilieri. Avem și pe domnul Drumen care. De fapt, avem doi consilieri mai în vârstă cu personalitate, dar domnul Drumen care. Este un vechi PSD și cu notorietate în zonă, și este normal să avem și experiența de partea noastră. Este domnul Verboncu, cred că este pe locul 2, care ne reprezintă pe, pe uh, zona uh, Topești. Deci uh, se îmbina experiența cu tinerețea și, și cei tineri care sunt în, în locurile legibile sunt persoane care au avut. Succes de-a lungul timpului în afaceri care le desfășoară Inclusiv domnul Remeta Domnul Remeta este o persoană care a plecat de jos La munca de jos, nu este nicio rușine A performat, are o afacere proprie, are în jur de 70 de angajați Merge pe plus Și nu își dorește decât să-și pună experiența care a căpătat-o De-a lungul timpului în afacerile personale, în privat Să-și o pună la dispoziția cetățenilor tizmanii Astfel încât să, 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 să orașul tizmana să se, cum să spun eu, să răsară soare și pe strada acestui oraș. Pentru că nu poți, adică ai mănăstiriatizmarea. Deci nu te poți baza doar pe turism ecumenic. Când ai atâtea locuri frumoase acolo, este Valea Pocrui, care e total, total lăsată de izbești adică n-a fost nimeni interesat să investească acolo, să se facă un asfalt. Deci acolo vă, dați da seama câte pensiuni se pot face. Este zona topeștului care vă spuneam, topești vă cere în zona aceea, mergem, este fantazie de frumoasă. Și lăsată de izbește, deci pur și simplu ca în 1900 toamna bolovan de nu-ți vine să uși pe, pe, pe străzile respective, pe coastele respective. Nu e normal să te comporți în 2020 la modul acesta cu, cu cetățenii unui oraș. Pentru că sublinez, Tizmana este un oraș și are foarte, foarte multe străzi neasfaltate, existând de a lungul timpului foarte multe posibilități, prin PNDL, prin atragere de fonduri europene, să poți să modernizezi, măcar să modernizezi aceste căi de acces, ceea ce nu s-a făcut și nu e normal. Să nu ai apă în anumite localități, să nu ai gaze. Acum când ai într-o anumită porțiune gaze și altă porțiune nu este pentru că sunt oamenii împotriva ta. Deci nu e normal. Nu e normal să condiționezi actul medical de uh, vot, ceea ce se întâmplă acum în Tizmana. Adică? Păi adică dacă, dacă, nu mă votez pe mine, este o doamnă doctor acolo care nu vreau să-i dau numele pentru că o cunoaște toată lumea, nu este normal să condiționeze dacă nu adică votez, doar nu votez, dacă votez dacă pe... nu votez cu, cu tare, okay nu o să-ți dau este, foarte, durerosă, este foarte dureros, este foarte dureros ceva. Și are, domnul Remetea, știu că are în program, are ce, uh, uh, referitor la sănătate, vrea să, să uh, creez o concurență prin atragerea de medici de familie tineri, vrea care să, să mod vină în exact, să vină în localitate, să nu se mai condiționeze. Deci cel mai bun să se ducă către oameni acolo. Să modernizeze, știu că are, să, uh, vrea să modernizeze uh, actualul spațiu în care se desfășoară actul medical. Să se ocupe dacă vin de exemplu cu copii acolo să uh, găsească o modalitate ca intervenția să fie cât mai puțin, uh, cum să spun eu. Uh, deci copiii să nu se simtă, știți cum vine copilul cu strângere de inimă. Exact. să se duce la medic și exact. să fie relaxat, să exact. un spațiu exact. de joacă sau un exact. spațiu Exact, exact. Asta și, și vrea să facă, să facă un spațiu de joacă acolo. vrea să modernizeze complexul sportiv care este tot, și acela este lăsat de izbăiește. Știți că este un stadion la ieșire înspre mănăstire acolo, lăsat total în izbe, de izbește, nu se poate să, să ai obiective care pot să-ți aducă și turiști, pentru că dacă faci o mini bază sportivă acolo, poți să faci un cantonament pentru o echipă sportivă. Exact, și aduci echipa acolo și și banii rămân în tisbana, nu rămân Exact, Corect. Totodată tu modernizezi, poți să accesezi fonduri europene. Uh, infrastructura rutieră, investitorii, nu, nu, există nicio modalitate de sprijin pentru investitorii, să zicem, autohtoni, deci cei care sunt de acolo din zonă. Nu mai punem problema să atragă alți investitori în zonă. Ori treburile deci, este la mintea cocoșului că în momentul când atrage investitori, banii respectiv rămân în tizmana sau o Când mare parte din banii ajung rămân la tismana. bugetul local, exact. iar de la bugetul local ajung în investiții pentru nu Nu mai punem problema că au foarte mulți bani, de deci în tismana, din ce știu eu, s-au terminat aproape an de an cu excedent bugetar și banii respectiv în loc să se investească în comunitatea locală, au Asta plecat este foarte înapoi. Dureros. Asta foarte este dureros. dureros. Deci, v-am dat, nu știu, câteva exemple de, de administrație păguboază pentru tizmana. Și nu se mai dorește acest lucru. Noi de aceea ne-am îndreptat privirea către domnul Remeta, pentru că a dovedit că este un administrator în privat foarte, foarte bun, a atras fonduri europene pentru uh, firma lui, firma dumnealui. Acela lucru va face și uh, conducând, rețeta, exact, și, va face și pentru Acela lucru va face și conducând tericțial. administrația locală în Cizmana. Și sunt convins că va avea de câștig de cauză. Vă spuneam că mergând cu dumnealui în, în campanie, foarte, lume, foarte, mult, foarte multă lume a fost foarte bucuroasă că Au pe cine să voteze Deci au un contracandidat al domnului Sivilescu Pe care se pot baza și sigur și vor vota Și vă mai, vreau să mai scot în evidență un aspect, mergeam în zona Sohodol în campanie Și tare mi-a fost mirarea să ascult o bătrână care i se spusese de către reprezentanții PNL că dacă se duc bătrânii la vot și vor fi identificați că au temperatură, nu vor mai lăsa să, nu vor mai fi lăsați să plece acasă. Adică se merge pe o zvonistică din asta exact. pe negativă, în așa fel încât electoratul tradițional al PSD persoanele în vârstă să stea acasă, da, deci este un mod de intimidare, pentru că simt că uh, pierd. Freele și nu, nu, sunt, în, în, nu sunt în largul lor, nu se mai simt în largul lor. Același lucru l-am întâmpinat și la Peștișan, pentru că azi am avut o întâlnire cu activul de partid din Peștișan și același lucru mi s-a spus și acolo, că da, și la noi se întâmplă la fel. Deci este o directivă trasată Venită de către de PNL. PNL, exact. USR pnl pentru că ei sunt împreună și, din punctul meu de vedere, sunt diabolici în această campanie electorală. Deci sunt multe, multe aspecte care poate că... Este bine că PSD-ul că... a rezistat și nu a răspuns provocărilor. Știți ce s-a întâmplat și la Târgu Jiu. Rămâneți echilibrați acolo pe poziții. Ambii candidați pe care îi aveți pentru Consiliul Județean și pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu sunt foarte calmi. Ca și și este persoane foarte bine. Și nu, nu sunt genul acela care să își iasă din firă și să răspundă la provocări, pentru că provocări sunt, vedeți, la foarte, tot foarte pasul. multe. Parcă foarte se și multe. dorește să fie împinși cei de la PSD Asta să și facă discutam. vreo greșeală. Asta, asta discutam și asta la Pestișani. Spunea nu, deci le spunea domnul Pigui, nu trebuie să răspundă la nicio provocare, pentru că vor fi foarte multe. Asta le spuneam și eu la Tizman la într-o ședință. Nu trebuie, o să fie ultimele două săptămâni destul de crunte și o să fie o să fie provocări foarte, de foarte mult. Nu trebuie. Și eu cu domnul Remetea, că mă, mă, întorc la dumnealui, mă am anumite disensiuni pe modul acesta. Îi spun, trebuie să fii un pic mai agresiv, să scoți în evidență multe, uh, uh, multe, multele nerealizări ale vechilor administrații. Și spune domnule director, cum îmi spune dumnealui, eu vreau să merg pe ce vreau să fac. Nu vreau să mă uit în urmă. E poate ușor păgboasă această atitudine, dar el nu vrea să atace, vrea să aibă o campanie elegantă, cu pe, bazată pe proiecte, să se ducă așa să ar vorbească. Să așa, întâmple, ar trebui, George, așa ar trebui să se întâmple, dar vedeți că nu se întâmplă. Adică sunt localități unde uh, Bătălia asta în proiecte nu prea se ține și atunci se merg pe lucruri murdare. Exact. Deocamdată la Tismana, sper să fie doar asta, de a-i îndemna pe cei în vârstă să stea acasă, să nu se ajungă la alte lucruri. s ajuns că de te ce de telefoane la privați, de ce poartă tricou roșii. Ah, deci a, deci împin, s-au împins lucrurile se, și spre Și se împing și lucru. sunt convins că în următoarele două săptămâni se vor împinge și mai departe. Și Știți oamenii trebuie să fie cu capul pe umăr înțeleg... să, 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 să nu dea curs acestor presiuni. Pentru că mai sunt două săptămâni și vom scăpa tizmana de o administrație păguboasă și va veni o administrație care își dorește dezvoltarea orașului. Mie știți ce mi-a plăcut că de-a lungul acestei campanii electorale și chiar și în precampanie am vorbit cu mai mulți colegi de ai dumneavoastră de la PSD și toată lumea spunea că a avut mână libere să-și facă listele, cel puțin exact. candidații, cei pentru primărie. Spuneați că și Cosmin Popescu și-a făcut singur lista de a alege o echipă cu care să-și să pună în practică aceste proiecte nu sunt doar lucruri scrise pe o hârtie ca să dea bine la electorat, ci lucruri care trebuie materializate în următorii patru ani. Asta este un lucru foarte bun pentru PSD, mâna liberă dată candidaților de a-și alege oamenii buni alături de ei și să facă cu adevărat echipă. Dumneavoastră sunteți o garanție pentru domnul Remetea că veți fi acolo la Consiliul Județean, iar ce va avea nevoie Tismana să sprijin de la Consiliul Județean, cred că îl va obține. Am spus tot timpul acest lucru și credeți-mă că în ultimul timp mă simt ca și când aș face parte sau aș locui în Tizmana, pentru că mare parte din zi mi-o petrec în zona respectivă. Eu răspund și de Godine și de zona Arcan și Padeș. Deci în zona respectivă îmi desfășură activitatea politică și deja mă simt de al zonei de acolo, mai ales că nu ascund faptul că ne leagă și o prietenie pe noi doi. De-a lungul timpului n am petrecut și sărbători împreună, și, dar le separăm aceste planuri. Deci prietenie, prietenie, politică e politică, pentru că nu vă ascund faptul că ne mai și certăm câteodată. Pe idei Vă politice. Pe idei, corect. Exact. Și asta sunt, deci, aceste contre duc mai departe la realizări, că nu se la poate. altfel, Bune, cu siguranță. Deci, inclusiv echipa de acolo trebuie să înțeleagă că sunt anumite principii man manageriale care se aplică în orice organizație. poți să fie și politică. Deci nu înseamnă că dacă sunt niște idei manageriale care se aplică într-o entitate economică, nu se pot aplica și într-o entitate politică. Pentru că strategiile sunt aceleași. Deci trebuie să, să nu, aici ne trebuie voturi, în altă parte poate ne trebuie bani în altă entitate economică. Aici ne trebuie voturi, trebuie să, facem, să luăm măsuri de așa natură încât să maximizăm totul. Și avem discuțiile acestea. Na, ne dăm mai greu pe brază, dar eu sper ca în ultimătoarele două săptămâni să, să maximizăm totul, să ne aliniem, pentru că mai avem de muncă, nu trebuie să ne uh, vedem câștigători de acum. Avem două săptămâni foarte grele. Poate foarte că sunt cele mai și importante săptămâni dintr-o campanie. kilometri de luat la picior, în tot județul, am văzut că și domnul Cosmin Popescu uh, este permanent în teren, uh, se duce exact. în toate localitățile, vă duceți toți în toate localitățile. În schimb, am auzit un zvon, uh, tot din partea cealaltă, ca să zic așa, a baricadei. Um, oamenii nu văd bine chestia asta că PSD-știi se duc mulți în campanie. E un lucru negativ că arătați că sunteți o echipă numeroasă și nu vă duceți doi, trei să urcați niște scări sau să bateți la o ușă. Nu este Cum un lucru lucru fac negativ, alții? ne ducem mulți că suntem mulți de aceea și oamenii ne primesc ca atare și ne primesc cu zâmbetul pe buze, pentru că și-au dat seama după aceste 10 luni de guvernare PNL că singura șansa lor este să, vină pe, să revină PSD-ul la guvernare. Dar cum vă spuneam, nu ducem mulți, că suntem mulți. La Tizmana încercăm să ne ducem puțin pentru că uh, este dispersată zona și facem campanie pe mai multe segmente. Uh, încercăm să respectăm și legea cu șase oameni în grup, care din punctul meu de vedere este o aberație. Când... Este o aberație tot împotriva PSD. Da, să nu, ne, și când mergem mulți încercăm să fim câte uh, grupuri mai, mulți de mai multe grupuri de șase și uh, vedeți și ce se întâmplă la Padeș. Merg câte 60 în grupuri de șase. Dar pare o mare de oameni. Uh, și la Tizman o să fim, probabil când o să fim uh, mai spre sfârșit de campanie, o să fim mai mulți, pentru că trebuie să acoperim zone mai mari. Nu este, din punctul meu de vedere, nu este, nu știu, oamenii nu ne percep că suntem mulți și să încercăm -ar să. S-ar fi o problemă. S-ar fi potriva. o problemă, exact. Pentru că ne ducem cu măști, uh, avem dezinfectat după noi permanent, dacă e să respectăm toate rigorile legislative. Deci nu aș spune că ne afectează. Într-adevăr este o campanie atipică pentru că pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Și vă spuneam, sunt contra concurenții noștri de la partea cealaltă care încearcă să profite de faptul că este acest COVID printre noi, care într-adevăr este. E un virus destul de contagios sau o contagiositate foarte mare, dar nu cred că e dracu chiar așa de negru. Acum nu trebuie să cădem în partea cealaltă. Nu trebuie să ne închidem în casă exact, și să nu mai facem exact. deloc campanie pentru că exact. este COVID. Că, dacă e chiar, dacă este dracu chiar așa de negru, de ce să mai țin alegerile? Și de ce? N-ați văzut? Deja se organizează și cele, și cele parlamentare. parlamentare Pe, ca păi să vedeți, fie deci nu prea are logică. Deci impunem niște reguli foarte stricte, dar nu ne punem problema ce se întâmplă dacă mergem la uh, vot. Și cum facem acolo, cum dezinfectăm ștampile, cum ce cabină facem... Și de aici și toată această uh, tevatură creată, că vezi, Doamne, dacă ți-a temperatura și chestii de genul ăsta. Nu, oamenii trebuie să știe că trebuie să pot să meargă cu încredere la vot, să-și exprime votul, nu îl constrânge nimeni în niciun fel și sunt convins că PSD-ul va ieși câștigător și, și la Tizmana, și la Godine, și la Padeș, peste tot până pe nu avem primari. Acum și mă refer doar la zona pe care Răspundeți, răspund eu. Da. Deci eu, eu zic că o să fie bine peste două săptămâni, dar cum vă spuneam, mai sunt, mai sunt două pozitive. săptămâni destul de grele, cred că cele mai grele săptămâni care sunt într-o campanie electorală, mai ales la alegerile locale. Domnule George, veniți în echipa domnului Cosmin Popescu cu experiența dumneavoastră profesională, cea de director an bun la Mimprest. Oamenii de aici din Gorj încă depind atât de mulți de complexul energetic Oltenia. Se așteaptă să veniți cu idei bune, inovative și să țineți pe linia de plutire această companie. Credeți că poate garanta într-un fel sau altul PSD Că această companie va mai rămâne și va mai funcționa în acest gorj Atâta timp cât avem Green Deal și alte programe care ne anunță că se va renunța la cărbune. Este o, un aspect care din punctul meu de vedere nu trebuie abordat în campania locală Pentru că noi dacă am, am început să promitem că facem că mergem pentru complexul energetic Oltenia Noi aleșii locali ar trebui să mințim pentru că mai mult decât să facem lobby către uh, guvernat, nu putem să facem. Adică să spunem problemele care sunt aici. Dar bineînțeles că uh, complexul energetic Coltenia are viitor în condițiile în care uh, Partidul Social Democrat va reveni la guvernare. Pentru că știți bine Partidul Social Democrat este singurul partid care nu a adus vreodată vorbă sau n-a făcut vorbire despre închiderea uh, acestei companii. Exact. Pe când USR-ul a spus clar că energia pe cărbune va dispărea în cel mai scurt timp. Ludovic Orban a spus clar, deci prin vocea premierului, că cărbună nu are viitor și trebuie să mergem pe energie alternativă. Singurul partid care a spus că nu este adevărat a fost PSD-ul. Pentru că din punctul meu de vedere, compresorul în Ceticoltenia și ne uităm și noi ce se întâmplă în Polonia, ce se întâmplă în Germania, unde au deschis de curând o capacitate. Că dacă acolo se poate, exact, la nivelul a noi în România se nu se poate. Nu? De aia ești guvern, să te duci acolo să faci lobby pentru țara ta, astfel încât să maximizezi tot ce înseamnă șanse ca viața completă în să se întindă până când se va termina exploatarea de cărbune. Că după aceea nu mai putem să mai vorbim dacă nu mai avem cărbune. Dar între timp, deci eu zic că până în 2035 n-ar trebui să se pună problema de, de, avem destule avem resurse. Avem Dacă se vor face restrângeri de, de, capacități, acele cariere care nu mai pot fi exploatate, cum este Rovinariu Est, deci Gâla și uh, Poiana sau cum este Peșteana, când stratul de cărbune s-a dus, deci nu se mai justifică exploatarea în zona respectivă, lupoaia din câte... Exact. Încet, încet se vor restrânge activitățile. Te restrângi și te... este normal că trebuie să urmăști productivitate în zonă. Dar nu poți să pui problema să se închidă vreodată sau cel puțin până până când se va încheia exploatarea de cărbune, care va fi cât mai în Pentru că rezerva de cărbune este. este deci... Ar fi păgubos și pentru Consiliul Județean, și pentru asta vă întreb că sunteți candidat la. Păi, bineînțeles că ar fi. în lista consilierilor Județeni ai PSD și uh, vă bazați proiectele. Echipei și ale domnului Cosmin Popescu pe un buget, nu neapărat doar pe fonduri externe. Exact, exact. Și atunci, în momentul în care o astfel de companie n-ar mai funcționa, bugetul județului ar fi afectat. Oricum este afectat în momentul de față, Corect. din cauza acestui COVID. Sunt afectate și bugetele locale, să fim serioși. Oamenii au stat în case, s-au închis firme sau. Suspendat activitatea la mulți, va fi greu să puneți în practică o parte din proiecte, cel puțin primul an de mandat va fi extraordinar de dificil Pentru că banii sunt așa cum sunt, poate o schimbare a guvernării ar face extrem de bine, dar să vedem ce se va întâmpla este la Este clar la că în momentul în care PSD o să revină la guvernare se va schimba total această situație dar noi, și acum revenim la domnul Cosim Popescu și programul care l-am făcut împreună, ne propunem în primul rând să continuăm proiectele care l am început în acest mandat. O parte dintre ele s-au finalizat și mă refer la infrastructura rutieră, pentru că ce s-a întâmplat în acești patru ani cu ajutorul PNDL-ului, deci fonduri guvernamentale, cu ajutorul fondurilor de la Consiliul Județean, s-au făcut foarte multe realizări, canalizări. în, în deci nu există o comună în, sau o, loca, o localitate în județul Gorș să nu fi beneficiat de un fond uh, guvernamental. Nu Nici măcar una nu este. Uh, sunt foarte multe realizări și n-aș aduce aminte decât, de exemplu, drumul care face legătura între Târgu Jiu și uh, Padeci, uh, drumul care face legătura, deci străbate comunele fărcășești, deci rovinari fărcășești, face legătura între orașul Rovina rovinar și străbate fărcășești urdari înspre uh, turceni. În zona iarăși s-a făcut un drum. Acum este prevăzut pentru următorul mandat să se facă legătura între pe zona Amaradiei, pe acolo, pe Hurezani, Vladimir, să se va uh, drumul DN662, dacă nu mă înșel. Uh, Să-l asfalteze și pe acela. Este uh, legătura dintre Târgul Ogrești, Broșia de Amaradia, să coboare până jos la, la Alimpești. Deci sunt proiecte care se vor realiza în următorul mandat uh, și vor completa chiar discutam cu domnul președinte și am spus păi dacă le termin pe asta că am închis uh, sectorul, a, nu. sectorul exact. de infrastructură a nu nu mai am destule deci Dumnealui este axat clar pe infrastructura rutieră, pe lângă multe altele, pentru și pe partea de sănătate, deci o să continuăm cu investițiile în Spitalul Județean, pentru că știți bine că s-au făcut foarte multe investiții în acest mandat cu ajutorul guvernului, de când a venit PNL-ul nu mai avea nicio investiție. S-au cam tăiat. S-au tăiat toate, deci toate. Știți bine că se condiționează, dacă vii cu mine îți mai dau bani, dacă nu vii cu mine nu îți mai dau bani. Dar cum vă explicați, domnule George, că uh, aveți președinția Consiliului Județean, aveți președintele Consiliului Județean în uh, persoana domnului Cosmin Popescu, aveți majoritate în Consiliul Județean și acum, și totuși, uh, PSD cu această majoritate, cu președinte, nu a făcut uh, aceste împărțiri pe criterii politice. Uh, la nivel de gori s-au dat bani pentru toți primarii, în exact. ciuda... Unuia sau altuia care au comentat atunci doar în conferința de presă, dar n-au mai spus și că n-aveau proiecte ca și să că fie mulți finanțate că de la PSD nu primiseră nimic Sau că alții de la PSD nu primiseră exact. nimic Cum vă explicați faptul că de la Consiliul Județean au pornit, un Consiliu Județean cu majoritar PSD, au pornit bani pentru fiecare localitate, indiferent că a fost galbenă sau a fost roșie Dar de la nivelul guvernului banii se împart pe criterii politice Păi vedeți, asta este diferența între PSD și PNL. Deci noi n-am ținut cont de coloratură politică pentru că este evident că în localități respective care sunt, să zicem, conduse de către PNL sunt oameni, nu sunt politicieni. În primul rând sunt oameni și oamenii aceia au nevoie de anumite, un minim necesar pentru un trai decent. Deci noi n-am gândit niciodată la PNL, la PSD, la USR, ne-am gândit la oamenii care locuiesc în acele comunități. De aici și faptul că domnul Constantin Popescu este o persoană foarte echilibrată -a, a, a încercat să direcționeze banii acolo unde este nevoie Ce a lăsat ușa deschisă către toți primarii, exact. indiferent de culoare politică? Eu nu cred că există să primari fiu... care să spună că i s-a închis ușa în nas de către președintele Consiliului Județean și au ceva. fost refuzate la Eu sincer bani. să fiu, n-am înțeles colegii noștri care au basulat în cealaltă barcă și nu înțeleg de ce au acceptat să fie umiliți pentru că știți bine reacția primarului de la Roșia de Amală, dacă în, în care a spus că colegii noștri s-au dus să se, să se roage, să, roage fie să fie primiți în PNL. Deci eu, eu n-aș fi putut să-l Pe m-au șocat și pe ul care și, și dădea cu pumnul în piept, că nu vor primi, știți, Rareș Bogdan. Nu exact, vor primi exact, psd Exact. Au exact. lăsat ușile deschise pentru PSD-iști, așa. Nu că tău... le-au lăsat, s-au dus au bătut la poarta tuturor psd și le-au promis proiecte, deci -a fost le promis bani exact, n-a fost primar PSD din Gorj Care să nu fie abordat să se ducă în, în cealaltă barcă și fericit pe colegii mei Care au rezistat, au rezistat Și au făcut fața acestui gen de presiuni Ăia mai slab de îngeri Au căzut Ce în dat? plasă Deci sunt, nu știu, Godineștiu este Care probabil că nu o să mai iese primar Chiar dacă s-a dus la PNL și o să iese domnul uh, Cioată Vasile acolo Pentru că lumea și-a dat seama că uh, Toate realizările din comuna respectivă au fost Venite girate de către PSD prin programele de dezvoltare locală La fel și Arcaniu sunt, Am un sentiment așa plăcut pentru că am fost în Arcaniu în campanie zile trecute și am văzut oamenii că și-au dat seama că tot ce s-a întâmplat în Arcaniu s-a întâmplat din cauza PSD-ului Da, da, știți că sunt primari inclusiv cel de la Arcaniu de care vorbiți și de la Turcine, Turcinești și din alte localități care au ieșit pe străzi și au încercat să le spună populației că ei, că ei au, făcut. au făcut proiectele, nu că au venit banii de la PSD sau nu că au venit banii proiectul este al e. Consiliului Județean Sau că domnul Cosmin Popescu are vreo implicare sau echipa de la PSD deci au făcut Dar pe și asta domnul Modrian la speculat... Turcires, de exemplu, a scăpat gura la o serbare la nu știu ce, ce festival era anul trecut prin toamnă și a spus, a mulțumit domnului Cosmin Popescu și domnului Mihai Weber pentru sprijinul acordat, că fără sprijinul dumneavoastră nu se întâmpla nimic în comună. A, probabil era în perioada în care încercau o negociere cu o psd cu noi, și, da. și după o baltă după, după ce i a s-a spus o mare adevăr și adevărul respectiv există înregistrat. Pentru că l-a spus la o televiziune. Și acolo aveți un candidat foarte bun. Este un candidat foarte ținești? bun și eu sunt convins că domnul Simionescu o să câștige acolo pentru că în momentul Să nu uităm când... că este o comună la care s-a pierdut uh, mandatul de primar la un singur vot, cu foarte exact. foarte multe lucruri în spate, foarte multe zeci de voturi anulate. Uh, cred că este o bătălie mare, se va da o bătălie mare. Este acolo, o bătălie atunci. mare și uh, disperarea uh, este evidentă, pentru că în momentul când am fost în campanie acolo, noi am mers, am discutat cu oamenii, majoritatea și-au dat acordul să punem afișe. pe proprietățile private și domnul Modre a și organizat rapid o echipă ca să ne rupă afișele după noi. Deci asta înseamnă disperare. Disperare că oamenii își dau seama că tot ce s-a întâmplat în comuna respectivă s-a întâmplat cu sprijinul PSD-ului. Mai mult decât atât, tu ai venit și ai spus și ai mulțumit treburile astea. Te ai, Te-ai prezentat la anumite adunări organizate de PSD să-i mulțumești premierului la vremea respectivă când a venit doamna Dăncilă, pentru că l-a sprijinit foarte mult i am mulțumit domnului Weber că l a luat de mânuță și l-a dus prin toate birourile pe la minister pe acolo ca să-l prezinte și la fel și domnul Coiculescu la, la Arcani. Deci, alea sunt. Nu zic că dacă dumnealor nu cereau, nu, li, nu se întâmpla. Dar tot ce s-a întâmplat acolo s-a întâmplat clar cu sprijinul. Au și ei un 10%, dar 9% al PSD-ului. E și greu de și recunoscut, mai ales acum în campanie. Este greu, Vă este, dați greu seama, este, greu. greu să scalci pe inimă și să este greu. așa ceva pentru că pierzi votanți. Mai Vre, bine sau... Uh, noi ne ocupăm cu proiecte care sunt adevăru. tangibile și realizabile. PNL-ul se ocupă de mocănițe. Vine președintele sau candidatul dumneavoastră la președinție să promită că facem mocăniță ca la Vișeu și ca nu știu unde. Păi ce peisaje sunt acolo și ce peisaje sunt pe linia noastră de mocăniță că sunt scaieți și porumbii de prin Cornești. Păi una este să te duci să... A încercat și dânsul să vină cu un ceva. Păi, Acum că nu s-a potrivit. Vine cu mocanite și cu machete de spital. Păi de la suntem sătui toți. Nu, eu am mai avut invitații de la PSD aici și de la alte partide politice. Chestia asta cu spitalul, Pare ușor exagerată pentru că este foarte greu să faci un spital păi, corect. de la zero. Hai să-l reabilităm pe ăsta care-l avem, Trefăcut. hai să modernizăm ce de Asta ne-a propus Noi avem un program de guvernare să reabilităm, să modernizăm și să mai construim un corp lângă Asta, da. actualul corp de lucru la care poate 700. e posibil și poate fi realizabil. Și a mai fost încercat la un moment dat. Deci se poate realiza acest lucru. Dar trebuie să venim cu proiecte în care oamenii să vadă. Da, ăsta e realizabil, nu ce uh, fantasmagorie vin din PNL, vă spuneam. Păi, uite, de exemplu, eu discutam cu Cosmin Popescu, dar nu apare în program, pentru că este un proiect destul de greu de realizat. Dar o să l realizăm. Vă garantez o să realizăm, pentru că uh, vrem să, eu cel puțin, o să mă zbat pentru că răspund de această zonă, să facem o legătură între toate comunele care sunt pe sub munte și începând de la Turcinești până la Padeci cu descărcare în, în, în Godan. Vă dați seama ce impact o să aibă drumul respectiv, pentru că nu sunt segmente foarte mari de făcut. Sunt cam așa, de genul un km 2. Un echivalent al drumului lipi, de sub munte care da. este făcut de la de la Bunbejiu către uh, Polovragi. Dacă s-ar face un drum și în partea cealaltă și vă spuneam, nu sunt multe segmente de realizat. Un kilometru sau doi între Runcu și Peștișani, între Runcu și uh, uh, Stănești, iarăși făcut. la fel, puțin, uh, între Tismana și Padești. Și când ajungi și te descarci în partea altă, îți va da seama ce dezvoltare turistică va fi în zona respectivă. Ar fi extraordinar. Extraordinar. Deci genul ăsta de proiect de nu o să mergem să culegem scaiezi pe câmp cu mocănița. Nu are nicio relevanță, că nu vine nimeni să se voce mocănița respectivă. Nu știu dacă știe domnul Popescu, Iustin Popescu, că linia respectivă nici nu, mai e, sau nu, nu, mai poate fi reabilitată decât până într-un anumit punct, pentru că după aceea e centura pe ea. Probabil că nu, dar. Asta înseamnă să fii rud asta... de realitate, să nu trăiești într-un județ, să vii cu 10 zile înainte de a-ți depune candidatura să-ți faci buletinul și gata, le cunoști pe toate. Nu se poate. așa cum. Ceva. În fine, și cum. la PNL sunt foarte multe probleme. Nu știu, am văzut așa o, o atitudine destul de ciudățică a celor de la PNL în această campanie electorală. Ei încearcă să fie vizibili, merg tot cu campania, cel puțin prin Jiu. Vă mai dau un exemplu cu centura. Știți bine că după ce uh, au venit la guvernare. Au făcut tot ce este posibil, sau tot ce a ținut de ei, ca să descalifice firma care a câștigat lucrările. la, lucrările. la centura, da? Ei, au descalificat-o, firma respectivă s-a dus în instanță, a câștigat în instanță, instanța i-a pus în drepturi, și acum firma respectivă trebuie să ocupe de să reabiliteze centura. Să reabiliteze, să o construiască, să continue. Să lucrările. Să continue da? Și asumă ei treaba asta. Dar când i-ai descalificat, nu au se asumă. Au, au uitat treaba asta. Vă dați seama? Da, dar sunteți acolo ca să-i să trageți de mânecă atât cu ceea ce critică la Consiliul Județean, cât și în localități, Tismana spuneați, la Târgu Jiu, pentru că nu uitați că în anumite localități s-au câștigat alegerile pe niște lucruri care se întâmplă <laughs> și acum. Chiar vedeam zilele trecute acel taur care se plimba prin Târgu Jiu. Vă aduceți aminte că... Știți bine cum au câștigat, da, cu caii prin cu oraș, prin oraș exact. cu bezna de la coloană care încă există, cu, cu un program care... fluturat de domnul Romanescu, că uite așa a făcut domnul Hava la Alba Iulia Și a, a rămas și cu fluturatul făcut, ca nu programul făcut nu s-a făcut nimic mai mult decât atât am asistat la trei ani de uh, plângere, adică un primar plângăcios Un primar care este zero din punct de vedere administrativ, nu știu ca profesor nu mă bag ca om îl cunosc aveam altă impresie despre dumneavoastră Toată lumea avea o altă impresie Da, dar ca administrator este zero să te duci să te plângi că acolo e vina lui Aparigio, că acolo e vina Polaris, că acolo... Păi că tu... nu poți să lucrezi cu oamenii păi cu Păi tu Curciumaru? ce ești acolo? Ești doar cu... ocupan ocupant de scaun? Cam ești edilul Târgujiului, tu te, trebuie să te duci acolo să, te, să spui problema. de ce se întâmplă treaba asta? Noi la Ursa Polata, nu avem apă. Cartierul nu pot să dau cartier al Târgujiului în condițiile în care apa de la Peșuița Verde este captată și trece prin Ursaț, dar noi nu avem apă. Conducta. Nici măcar pe pe râu nu mai avem. Și, deci este cumplit să nu te intereseze da, problemele astea. Dar ați pe la dumneavoastră? Niciodată, a venit în campanie și a făcut a promis că face o capelă care... Nu știu dacă aia e prioritară, dar este și aia prioritară pentru că ține și de, higienă, nevoie, și de igienă și de toate astea, dar înainte de orice trebuie să ai niște condiții minimale pe care trebuie să le ai permanent. Anul trecut am avut secetă mult mai mare și am avut apa, nu nu mai avem. Eu le-am spus că e posibil să fie și un sabotaj. S-a supărat și domnul Păreșcoiu pe mine, că de ce mă tot bag eu? Păi i-am explicat. Bagi pentru că când ai I-am explicat că am o experiență, că am coordonat niște activități pe fronturi de captare, cu... s-au făcut de la puțuri pe la motru, m-am um, mai coordonat și pe aici prin stația de purare, cam știu ce se întâmplă. Dar primarul, nu poți să stai să te plângi toată ziua și tu să nu iei nicio decizie, să nu te duci să te interesezi de, de ce ia sa apa acolo, de ce e infundat canalul ăla. De ce apare o lucrare făcută și a nu-i făcută? Astea sunt probleme care țin de primar. Nu poți să te duci să pui trei borduri, să tragi o lidiuță pe trotuar ca să parcheze mașinile pe trotuar și alea sunt tale realizate pe centrul Târgu Juri. Și ăsta, orașul acum, îi cenușiu din cauza mizerii. Nu -a, a fost niciodată. așa. Dar aveți un candidat bun la este fel ca un cal... și la consiliul județean și în majoritatea primărilor din județ, aveți candidați buni, tineri, pregătiți, profesioniști care se duc acolo ca să muncească pentru noi. Asta ne dorim toți Și să schimbe fața acestor localități Pornind de la Târgu Jiu până la ultima localitate din Gorj Aveți candidat bun la Stănești, aveți candidat bun la Turcinești Vă spuneam să sperăm că lucrurile se vor derula așa cum ar trebui Și încă un lucru pe care vreau să-l remarc și să-l fac public Unde sunt scandalurile de altă dată din PSD? Cum ați reușit să-i calmați pe cei care de pe margine lătrau zgomotos, mai dădeau câte o bombă în presă ca să arate că echipa nu e bună, candidatul nu e bun, de ce Florescu, de ce Cârciumaru, de ce e nu știu care. Ce, ce le-ați făcut păi știți, de spun, a spus la punct este, așa? De cam de un an de zile echipa s-a tot scuturat. Deci toți ăștia care nu se ocupa decât cu băgatul bățului printre gard au cam plecat din PSD. Îi regăsiți pe mulți prin Pro-România, din ăștia care unii cu epoleți pe om, alții fără epoleț. E un amalgam pe acolo, alții sunt prin alte partide, noi ne-am cam scuturat de elementele negative Și mai mult decât atât, actuala conducere este foarte echilibrată și uh, girează foarte mult uh, echipele competente și nu uh, se apleacă cu urechea către ce spune unul sau ce spune altul și să îl bași pe la pentru că e omul meu, îl bași pe la că e omul meu, nu Pun accent foarte mare pe competență. Da, și am văzut că nu se mai deci, pune accentul ăla pe vechime. Au, leu, eu sunt de 20 de ani în PSD, trebuie să fiu pe locul 3 pe listă. Trebuie am să dai că dovadă că, că ai, cum ai cum făcut te. ceva în viața ta și ai fost un acolo, când ai ocupat un scaun, un fotoliu, ai avut rezultate. Și poate că și rezultatele mele de la Mines m-au uh, avantajat. Recomandat pentru. Exact, și m-au avantajat loc. pentru că, nu ascund faptul, eu mi-am dorit foarte mult să mă ocup de zona respectivă. Dar, am, am, mă ocup de zona, mi s-a acordat această zonă, mi s-a acordat, mi s-a trasat responsabilitatea pe această zonă și mă ocup de zona respectivă, cu toate că am o relație foarte bună și cu primarii și cu echipele din această zonă. Și o să o facem performanță și pe această zonă, ca aduceați aminte de stănești. Mă bucur că și domnul Izdrugă a constatat că domnul Bicheru este cel mai bun candidat și e posibil să-l sprijină. Asta e mm. un lucru, o noutate și un lucru extraordinar da. pentru că domnul Izdrucă este destul de vehement, vehement și vocal. Da. Uh, acolo este o problemă cu administrația PNL. Să sperăm că acolo... oamenii au înțeles ce, ce s-a întâmplat în ultimii patru ani și mm. au fost, slavă Domnului, o grămadă de evenimente negative cu funcționarea primăriei ținută fără salarii luni de zile, cu probleme nerezolvate, cu lipsă de investiții și așa mai departe și cu ceva dosare penale. Sper că oamenii să înțeleagă. O să și înțeleagă că am vorbit mai mult de ce și Să uh, vadă ce se întâmplă. Deci, stăneștiu, cred că este un, o mostră de, de administrație total ineficientă. Total ineficientă. S dreptate. Deci, ce se întâmplă și, și la fel este o comună extrem de frumoasă. Și nu se exploatează potențialul acestei comune. Când tu ai un drum prin munte care te poate duce direct la straja. Direct în pârtia de pe vârf, Mutu, acolo. Cine cunoaște zona. Ce o zonă extraordinară. O zonă extraordinară. Vă dați seama ce înseamnă să asfaltezi, să faci o cale și să faci un telescaun pe ură. Sunt Exact. Sunt lucruri care pot fi scoase în evidență, dar... Toți trebuie să lea exemplu pe domnul Câmpeanu și pe domnul Pigui. Pentru că domnul Pigui la Peștișan a avut un mandat foarte greu. Fiind la primul mandat, orice mandat e greu. Primul mandat. Dar a făcut, cu toate acestea, a avut realizări a scos peștișaniu din cenușiul acela, l-a adus pe buzele tuturor în țară, pentru că a organizat festivalul ei, la avem hobiță acolo. S-a preocupat foarte mult, chiar aseară vorbeam, are foarte, foarte multe proiecte. Este acum, a fost declarat stațiune de interes local. Deci, la modul ăsta trebuie să te duci, să te interesezi, să crești uh, comuna. Că, e comuna ta. Nu poți să te duci să stai acolo, hai să-l iau pe la să-mi facă, să-mi pun o țiglă pe casă, că e al meu de la primărie. Deci nu trebuie, ăsta trebuie să le gestionezi tu ca primar. Așa este. Ilegale. Așa este. Că aici vin la... intru în asentimentul domnului Sdruga. Da, deci Stăneștiu este o, o altă localitate unde este o bătălie de dus peste două săptămâni. Mai aveți Novaciu, unde este o altă bătălie de dus exact. destul de dificilă cu primarul Euștean de la PNL, aveți un candidat bun. Acolo, dar uh, uh, o persoană care are mare, mare influență la, la PNL și va fi, va fi foarte dificil pentru cei este de acolo. Este adevărat. Aveți Toate baia de fier unde aveți un primar uh, în funcție și nu cred că sunt emoții de a obține da, un nou noi ne-am propus să scoatem în jur de 50 de primari. Cred că acum 4 ani am scos 46, dacă nu mă înșel. Deci -am Vreți propus să vă depășiți uh, recordul. Și sunt convins că o să ne depășim recordul. Și încă o dată îmi pare rău că acei colegi ai noștri care unii dintre ei au avut performanță mai puțin primarul de la, de Ionești care n-a avut nicio performanță. Eu înțelesesem să nu... că acolo primăria poate fi pierdută de acest domn, dar păi dacă a plecat la PNL de, e de bine. E același acel sentiment care l și în Tizmana. Eu mă bucur că nu mai este domnul Tătaru candidatul nostru -a, și a făcut este o mișcare actual, fost, de fapt actualul viceprimar. Da, a făcut o mișcare înțeleaptă, corect. Da, Ne-a ne ajutat și pe noi că tânăr, ne era greu să ne da. debarasăm de dumneavoastră. Un tip ajutat, tânăr, tânăr, tânăr. Care, care a stat <coughs> acolo în, în dreapta primarului, pus la colț că asta s-a întâmplat. Foarte multe elemente negative acolo la Ionești. Ne-am lovit de câteva, dar am, am avut noroc cu un prefect foarte bun, în persoana domnului Rujan. Care este un alt om de echilibru al PSD-ului și eu chiar așa ca și jurnalist îl văd departe în păi cariera mai politică. politică, a făcut <coughs> carieră ca și în alt funcționar public. Eu zic că sper să fie pe lista de candidați la parlamentare eu și, și să-l vedem în parlament pentru că are un cuvânt de spus. I-am și spus Cristi din punctul meu de vedere alături de Ciprian Vlorescu tu ești cel mai bun, cel mai bun prefect care l-a avut Gojdu după 90. Vă dau dreptate, pentru că a avut realizări foarte multe. Noi ne și știm de prin liceu, pentru că am fost în clase paralele în, în Tudor. Deci, și eu, sincer, am fost. Ne știam de mult, dar am fost surprins de modul cum a coordonat Surprins plăcut de modul cum a coordonat experiența, activitatea. Experiența, vă spun și Exact, experiența ministerială, pentru că a fost în minister foarte mult, capacitatea dumnealui, capacitatea profesională. Pentru și că... să știți, personal este, o, este, un om destul de echilibrat și vede lucrurile, știți cum, din toate unghiurile, exact. în așa fel încât să-ți să, să Prezinte o imagine reală, știți, nu doar să uită înainte sau ce zice ăla sau ce zice Trebuie să fim ancorați în realitate că dacă nu suntem și doar băznim așa de dragul de a ne afla în treabă, este păgubos. Așa este. Dânsul este de asemenea în echipa domnului Cosmin Popescu, coordonează, coordonează ce se întâmplă acolo și -mă eu zic că, că are un zis, rol important. Deci dumneavoastră este mai nou în PSD și nu a zis nimeni o vorbă de ce este dumneavoastră pe locul 2 Pentru că toți suntem conștienți că merită acel loc pe lista de consilieri Pentru că pe primul este Cosmin Popescu Deci este locul care, pe care domnul Cristi Lujan îl merită cu prisosință chit că n-a fost membru PSD până acum. Da, da, dar să știți că înainte de orice, domnul Rujan a ajutat, de câte ori s-a cerut sprijinul, chiar și pe alți colegi de-ai dumneavoastră sau foști colegi sau alți prefecți care s-au potmolit pe undeva în administrația publică județeană și i-a ajutat cu un sfat. Am avut aici un invitat care a recunoscut acest lucru public și îmi spunea cu plăcere că le împărtășea colegilor de serviciu, subalternilor, că venea cu soluții și nu înțelegeau domnii din prefectură de unde știe prefectul că omul nu era de profesie în schimb informațiile veneau de la domnul Rujan, așa că aveți chiar o echipă de oameni Eu nu vă bine spun că și eu câte la mimprez mă consultam cu domnul pe anumite aspecte juridice deci trebuie să-i recunoaștem competența profesională pentru că este destul de ridicată Așa este. Deci vom vedea un PSD cu. Uh, Eu zic 50... că este alt PSD. Vom vedea un PSD cu 50 de primari în județul Gorj. Da. Vom vedea un Gorj Roșu în continuare, spuneți dumneavoastră, și șanse mari să câștigați municipiile. Vom avea un Gorj ancorat în realitate. Deci, gojenii sunt conștienți că interesele lor nu pot fi reprezentate decât de PSD. Și bineînțeles că vom câștiga și Târgu pentru că Ciprian Florescu este candidatul ideal și văd că târgujenii îl îndrăgesc foarte mult Are și experiență administrativă foarte mare, deci are și rezultate, a fost vicepreședinte, a fost prefect Nu poate să spună nimeni ceva despre dumnealui lui, că nu a făcut Să spună cineva ceva, că nu are experiență profesională și nu a avut realizări pe funcțiile care le-a ocupat Și în partea cealaltă îl avem pe domnul Morega, care la fel ca viceprimar a avut destul de multe realizări, am mai coordonat și anumite entități din zona Motru Dar sunt doi tineri, pentru că la 40 și ceva de ani, nu, nici eu nu mă consider bătrân, la 47 la picul, da? de ani ai mei da? Mulțumesc. În general suntem o echipă tânără și vrem să facem treabă și avem nu neapărat să zic frica aia, dar avem rușinea asta să ieșim pe stradă să ne arăt oamenii cu de uite bă, ăsta a fost culo și n-a făcut nimic. Ar fi chiar păcat. Colegii din regie îi rog, avem un spot electoral cu Ciprian Florescu, dacă tot am vorbit de dânsul și vom reveni după mai puțin de un minut <coughs> să ne luăm la revedere și să transmită domnul George un mesaj către electoratul din județul Gorj. Aici m-am născut, am crescut și în mare parte m-am educat într-un loc încărcat de istorie, avem nevoie de viitor. Aici vreau să ne simțim cu toții ca acasă. Aici vreau să trăim noi și cei ce ne urmează. Din 27 septembrie, împreună schimbăm fața orașului. Votează proiectele Partidului Social-Democrat. Votează Ciprian Adrian Florescu, primar. Târgu Jiu, un loc numit acasă. Am revenit, doamnelor, domnilor, suntem la ora adevărului, suntem în plină campanie electorală, chiar la jumătate. Ne mai așteaptă încă două săptămâni de foc. Important este ca dumneavoastră să știți atunci când vă duceți la urne pe cine veți pune ștampila de vot pentru că acești domni care candidează acum în județul Gorj, în localitățile acestui județ, în municipii sunt cei care vor face ca următorii patru ani să fie bine și pentru localitățile dumneavoastră și pentru cetățenii din aceste localități. Domnul Gabriel George, candidat PSD la Consiliul Județean, este invitatul meu din această seară, de aici, de la ora adevărului. Emisiunea s-a apropiat de final. Vă dau posibilitatea să transmiteți un mesaj către. Gorgeni, acum când mai sunt mai puțin de două săptămâni până când gorgenii vor fi chemați la urne. Ce pot să le spun? Mă bucur foarte mult că ne primesc cu zâmbete pe buze. Îi uh, invit să se prezinte la vot cu încredere. Să nu se lase manipulați de către tot felul de, așa zis, bine intenționați pentru că sunt foarte multe minciuni. Să-și exprimă votul, să aibă încredere că nu i vom dezamăgi după ce vom uh, uh, fi aleși de către dumnealor. Deci să meargă acolo, să voteze listele PSD împreună, deci sunt cele patru liste primar, candidat la Consiliul Județean, domnul, președinte Consiliul Județean, listele de consilieri, județeni și, și locali. Sunt poziții diferite, nu pot să răspund poziție, dar să urmărească cei trei tandafiri și să pună, cum încredere, ștampila pe, pe sigla PSD acolo. Vă mulțumesc, domnule George, pentru acuratețe, pentru sinceritatea manifestată aici la ora adevărului. Vă mai aștept Vă pe parcursul campaniei electorale, cu alături drag. poate de alți candidați ai PSD. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi. Finalizăm emisiunea cu un nou spot electoral. Noi ne vom revedea luni la aceeași oră cu alți invitați la fel de performanți, în așa fel încât dumneavoastră când mergeți la urne să știți și să fiți conștienți că ați votat așa cum trebuie. La revedere! Drumul bun se cunoaște de dimineață. Alege drumurile județene din Gorj.